Fiecare părinte responsabil își pune întrebări în privința alimentației copilului său. Una dintre acestea se referă la cele mai potrivite surse de proteine. Știu asta pentru că și eu am trecut prin aceste etape pline de întrebări atunci când copiii mei erau mici. Sunt doctorul Șerban Damian, nutriționist la Centrul Superfit din București și în acest video mi-am propus să vă vorbesc despre cele mai importante alimente de unde putem să ne luăm proteinele noi și copiii noștri, încercând să răspund la câteva întrebări frecvente. E absolut necesar să consumăm zi de zi proteine de origine animală sau există și alternative? Dacă da, care sunt acestea și care sunt cele mai bune alegeri? Comportamentul alimentar are un impact major asupra vieții și viitorului copiilor și în special asupra stării lor de sănătate și speranței de viață. Tot mai multe studii constată faptul că bolile asociate stilului de viață, așa cum sunt obezitatea, afecțiunile cardiovasculare și diabetul zaharat, apar la vârste din ce în ce mai mici. Obezitatea la copii, particular, este asociată cu un risc crescut de dezvoltare de dizabilități în viața de adult și de deces prematur. Dacă situația nu se îmbunătățește, experții cred că pentru prima oară în istorie, o persoană obișnuită va avea o durată a vieții mai scurtă decât cea a părinților săi. Atunci când vorbim despre alimentație sănătoasă, gândul ne duce aproape mereu către consumul de legume și alte alimente de origine vegetală și deși știm cu toți cât de importante sunt acestea, s-a constatat că în țările Uniunii Europene, mai mult de 65% dintre copiii cu vârste între 11 și 15 ani mănâncă legume mai puțin de o dată pe zi. Lasă-mi un comentariu în care să-mi spui câte alimente de origine vegetală consumă copilul tău și apoi câte consumi tu. Principala preocupare a părinților privind alimentația bazată pe alimente vegetale este aportul de proteine. În ce măsură reușesc acestea să-l acopere? Proteinele sunt esențiale pentru corpul uman la orice vârstă, dar sunt deosebit de importante în perioada copilăriei, deoarece atunci se produce creșterea și dezvoltarea rapidă a organismului. Proteinele sunt elemente fundamentale pentru formarea mușchilor și a celorlalte țesuturi, fiind indispensabile pentru construirea, întreținerea și repararea acestora. Proteinele se descompun în peptide și aminoacizi, care la rândul lor funcționează ca anticorpi, enzime și hormoni pentru a menține funcțiile esențiale ale corpului. Nu în ultimul rând, proteinele au și valoare energetică, fiind folosite în acest scop în situații particulare. Ele joacă un rol important și în reglarea sațietății, de aceea o masă cu un aport optim de proteine ne satură mai bine. Copiii au nevoie de aproximativ 0,8-1,2 grame de proteine pentru fiecare kilogram de greutate corporală, cu valori mai crescute la copiii care practică un sport. Așadar, un copil care cântărește 20 de kilograme are nevoie de aproximativ 20 de grame de proteine pe zi. Există atât de multe surse de proteine. O regulă bună este să variezi sursele și tipul de proteine, nu numai pentru că în felul acesta vei avea un aport adecvat de micronutrienți, adică vitamine și minerale, ci și pentru că astfel îți vei ajuta copilul să se familiarizeze mai bine cu noi gusturi, texturi, culori și arome ale alimentelor. În fiecare săptămână poți să pregătești diverse mese sănătoase pentru tine și copii, incluzând o mare varietate de surse de proteine. Când vine vorba de aportul de proteine, aproape toți părinții se gândesc la carne, lactate, ouă, pește, însă îți reamintesc că alimentele de origine vegetală sunt de asemenea surse bune de proteine, având avantajul unui conținut redus de grăsimi saturate și un aport important de fibre. Sunt sigur că și tu te-ai întrebat dacă proteinele din plante sunt o alternativă mai sănătoasă sau mai puțin sănătoasă pentru copii. Hai să aflăm răspunsul. Atât proteinele vegetale, cât și cele animale pot oferi copiilor o dietă echilibrată, deoarece aceste două surse de proteine oferă beneficii nutriționale diferite. Proteinele de origine animală sunt o sursă completă de aminoacizi și sunt bogate în vitamine importante precum B12 și niacina și de asemenea minerale, inclusiv fier și zinc. Proteinele din plante provin din alimente cu conținut redus de grăsimi, fără colesterol și sunt bogate în nutrienți esențiali, cum ar fi acidul folic, potasiu, fier și magneziu. Aceste alimente conțin de obicei fibre solubile și insolubile, care ne ajută să menținem o digestie optimă și contribuie la senzația de sațietate după masă. Un studiu realizat pe 9.000 de copii și publicat în revista Pediatrics în iunie 2022 a comparat copii cu dietă vegetariană, adică fără carne, cu copii cu dietă omnivoră și a constatat că nu există diferențe de creștere și dezvoltare între cele două grupuri. Indicele de masă corporală, înălțimea, nivelul fierului, vitamina D și colesterolul
Toți acești parametri au fost similari la cele două grupuri incluse în studiu. Concluzia cercetătorilor a fost aceea că nu este absolut necesar ca cei mici să mănânce carne pentru a obține proteinele necesare pentru a-și menține starea de sănătate și procesul de creștere. Copiii vegetarieni se dezvoltă normal și sunt capabili să se satisfacă nevoile nutriționale atunci când dietele lor sunt planificate corespunzător. Aproape toate alimentele, inclusiv legumele, conțin o cantitate mică de proteine. Tot secretul este să se construiască mese în jurul alimentelor de origine vegetală care conțin proteine și sunt bogate în nutrienți. Dar care sunt aceste alimente? Îți voi vorbi despre ele în continuare. Fasole, mazăre, năut și linte. Aceste leguminoase sunt excelente surse de proteine, fibre, folați, potasiu și magneziu, iar prepararea lor este simplă. Lintea se gătește în 20-30 de minuscate, în timp ce fasolea uscată trebuie lăsată la hidratat timp de câteva ore, după care se aruncă apa și se fierbe în apă proaspătă timp de 60-90 de minute. O altă variantă convenabilă este reprezentată de produsele congelate și conservele de fasole, mazăre și linte, care nu doar că sunt gata de gătire, însă păstrează în mare măsură și proprietățile nutriționale ale produselor proaspete. Fasolea, mazărea și lintea sunt de mai multe feluri, având forme și culori diverse, ceea ce face să fie distractiv pentru copii să le descopere și să experimenteze. Joacă-te cu cei mici, creează modele și desene, alegând o nouă varietate în fiecare săptămână. Veți descoperi astfel împreună gusturi și texturi diferite, ceea ce vă va ajuta la alegerea variantei preferate și va reduce riscul să respingă complet ideea de a consuma aceste plante bogate în proteine și mulți alți nutrienți. Ca alternativă la preparatele tradiționale, adaugă fasole sau mazăre în supe, orez și salate. Dacă vrei să experimentezi bucătăria sud-americană, învață să pregătești enchilada sau quesadilla de fasole sau folosește fasole pentru a face burrito, tostada sau moete. Și din celelalte leguminoase poți să gătești preparate gustoase și hrănitoare, de exemplu poți să faci piure de mazăre, humus din năut, iar din endamame, adică păstăi de soia, poți să faci diverse salate. Nuci, semințe, alune, migdale. Dacă te-ai întrebat ce nuci sunt cele mai sănătoase, ei bine, află că toate sunt surse bune de proteine, grăsimi sănătoase, seleniu și vitamina E. Consumă nuci, semințe și alune crude nesărate și unturi naturale făcute din acestea, fără sare, zahăr sau uleiuri vegetale parțial hidrogenate. Poți să combini nucile cu alimentele pe care copilul tău le mănâncă cu plăcere, ca mic truc pentru a te bucura de beneficiile nucilor. Poți să obții o gustare echilibrată dacă combini fructe crude sau uscate cu diverse nuci, semințe, fistic, caju, migdale și alune, eventual adăugând și biscuiți simpli din făină integrală. Pentru micul dejun, adaugă nuci tăiate în brioșe și aluate clătite sau pune-l în fulgi de ovăz sau în alte cereale pentru micul dejun cu conținut redus de zahăr. De asemenea, poți să le adaugi și în salate, orez și quinoa, ceea ce va crește conținutul de proteine din aceste preparate. Toful și tempeh. Toful și tempeh sunt două alimente bogate în proteine și antioxidanți, uneori fiind îmbunătățite cu calciu. Toful moale se aseamănă cu brânza ricota și se poate adăuga la orez, paste sau în sandvișuri. Toful cu consistență fermă se poate consuma tăiat în cubulețe sau sotat alături de legume diverse. Tempehul se poate prepara din boabe de soia fermentate. Textura sa se aseamănă cu tofu de consistență fermă și poate fi folosit într-un mod similar. Pentru un plus de aromă, poți să marinezi tofu și tempehul într-un sos aromat cu câteva ore înainte de gătire. Iată deci câte variante de alimente gustoase și bogate în proteine ai la îndemână, ca alternativă la sursele de origine animală. Reține că și cerealele integrale sunt surse de proteine, iar fructele și legumele conțin și ele cantități reduse de proteine. Înainte de a încheia, vreau să-ți vorbesc despre fundația lui Bonduel, creată în 2004 de către Christophe Bonduel, președintele grupului Bonduel. Această fundație își bazează acțiunile pe expertiza unor oameni de știință recunoscuți și s-a angajat să dea dovadă de responsabilitate prin măsurarea impactului acțiunilor sale asupra evoluțiilor practicilor alimentare sau a stilurilor de viață și a eficienței acestora. Misiunea fundației lui Bonduel este de a aduce schimbări durabile în ceea ce privește obiceiurile alimentare, respectând oamenii și planeta. În acest sens, fundația folosește comunicarea și cercetarea științifică pentru a spori impactul acțiunilor sale în domeniu, pentru a face ca alimentația durabilă să fie mai accesibilă, mai disponibilă și mai acceptabilă. Vă invit să accesați site-ul fundației lui Bonduel pentru a afla mai multe despre misiunea și proiectele lor. În descriere găsiți linkul către acest site. Sper că aceste informații ți-au fost de folos. Dă un like acestui video și nu uita să te abonezi la canalul Dr. Damian.